foarte în duhul filmului Andrei Rubliov. Bine, filmul poate fi privit din foarte multe perspective, dar am încercat să existe așa o similitudine de trăire. Înainte de a porce de la prezentarea filmului, doresc să îi... uite, s-au împărțit cărțile, da, să-i fac cadou Fundației Sfinților Martiri Brâncoveni, reprezentată aici de domnul Marcel Boroș și explicit școlii brâncovenești și bibliotecii școlii, un set de cărți editate de Editura Arca Învierii, pe care o prezidez. O parte sunt scrise de mine, o parte sunt editate sau traduse de mine. Acum îi le voi da, domnul Boroș. Vedem, trebuie să avem aici, da? Vă rog să le primiți. Vă mulțumesc mult. Vă promit că cărțile vor ajunge la școală și vom proiecta și filmul. Poate o să vă rugăm să vorbiți și cu copiii după începerea anului școlar. Cu drag. Să le treziți așa un pic apetitul cu pentru... Drag. Și eu sper că această școală se va dezvolta și la ciclul liceal, pentru că cel puțin aceste filme sunt dedicate ciclului liceal mai degrabă decât celui gimnazial și atunci parcă, uite, aveți o motivație în plus, de fapt știu că vă doriți de mult să faceți lucrul acesta și eu consider că niște copii porniți așa, formați în gimnaziu, trebuie preluați și de ciclul liceal pentru a li se continua dezvoltarea pe aceeași direcție. Fiem ciclul. Da. Mulțumim mult! Cu bucurie. Bun, vă voi vorbi acum pe... Vă rog. Dacă este... În primul rând, vă rog să vă prezentați. Da, domnul poet Ion Hârbu, s-a mai lansat cărța noi, poezie, cu totul domnicești. Da, sper să fie în spiritul serii și în spiritul lui Andrei Rubliov. Atunci, da. E motiv ce sunt obligat să termin repede. Iată, după ce citesc poeziile, o să încerc să mă calmez mai mult. Da. N-am venit cu toată biblioteca, am venit cu niște ecrasie. Iubirea de țară, o mică